în premieră națională și pentru Moldova și pentru România, aștept încă un copil. În momentul ăsta trăiesc practic din investițiile pe care le-am făcut în Marea Britanie. Eu am avut o perioadă foarte bună în carieră, în care am fost singur. Eram burlac, aveam 23 de ani și jucam în Champions League cu Steaua. Eu nu consider că sunt într-o altă țară când vin în Republica Moldova. Am văzut și aici că sunt destule fete frumoase și în România e la fel. Salutare! Astăzi la Firul Ierbii avem pe stelistul, jucătorul român ce a reușit să se impună în Premier League și pe piață să valoreze milioane de euro. Este vorba despre Florin Gardoș, chiar acum la Firul Ierbii. Florine, de ce ai decis să faci licența în Republica Moldova și, în general, cum ai decis să te apuci de jobul ăsta de a fi antrenor? Pentru că spuneai anterior în interviu că nu prea te interesează jobul ăsta de a fi antrenor. În primul rând am ales Republica Moldova din cauza legislației din România, care e total aiurea din punctul meu de vedere. Adică doar pentru carnetul de antrenor trebuie să studiezi cam 2 ani. Asta în condițiile în care sunt și fost sportiv la nivel înalt, am și facultate de educație fizică și sport. Practic în România, dacă ar fi să încep tot procesul, mi-ar trebui vreo 7 ani ca să-mi iau toate licențele. În Republica Moldova durează mai puțin și la fel ca în țările civilizate, pentru că știu cum e procesul și în Anglia sau în Germania. Aici oarecum sunt lucrurile normale, în România sunt lucrurile anormale din punctul meu de vedere. Într-adevăr, meseria de antrenor nu prea mă pasionează, dar vreau să rămân în fotbal și atunci sigur mă vor ajuta licențele astea. Știu că ai fost stelist, ai jucat la Steaua, visezi acum poate să antrenezi o echipă din Superliga, liga profesionistă din România? Sincer, nu. Adică așa zic acum, că nu-mi doresc. În principiu, poate doar așa de plăcere, o perioadă voi antrena la juniori, mai ales că tot ce facem noi aici, cel puțin la licența ce se adresează copiilor până în 14 ani, cred că o să rămân la stadiul ăsta. Ai noștri joacă până la 40 și... Te-ai plecat foarte repede. De ce? Faptul că am jucat la un nivel foarte înalt și pe urmă, pe finalul carierei, am ajuns la echipe mai mici, ultima experiență fiind la Clinceni în România. Condițiile nu mai erau la fel de grozave, au fost și probleme financiare și am ajuns așa la un moment în care nu prea am mai avut motivație. Adică ăsta a fost motivul principal pentru care am renunțat destul de devreme, așa cum spun. Ai urmărit meciul care a fost între Moldova și România amicalul, că tot la Națională ne întoarcem cumva cu idei. Sincer să fiu, nu mă așteptam ca diferența să fie atât de mare pe cât a fost scorul, dar pentru noi e un lucru pozitiv. Tu ca fotbalist, de fapt, nu știu, cu ce sfat sau cum te privești tu în general situația, trebuie lumea să vină doar să fie, nu știu, bun cu ei sau își merită toată critica pe care o iau? Și ai voștri și ai noștri de altfel la Națională. Atâta timp cât jucătorii au atitudinea potrivită și au determinare, ei trebuie susținuți necondiționat. Pentru că când vorbim de echipa națională, nu există ca la o echipă de club să cumperi un alt fotbalist sau să aduci din altă parte. Baza de selecție e, cum e și Moldova, la un anumit număr de oameni, la fel și în România. Dacă ăștia sunt fotbaliști, nu e vina lor, e vina societății și la fel cum e și în problema Republica Moldova și în România. Lucrurile n-au mai progresat în ultimii ani cum au progresat în vest și asta pleacă de la politic și așa mai departe. Deci, în principiu, nu e vina jucătorilor. Ideea de bază asta e că eu cred că atâta timp cât au atitudinea bună, trebuie susținuți. FCSB. Am avut și noi un moldovean care recent a jucat la FCSB, este vorba de Vadim Rață. Da, situația lui Rață e tristă și asta e realitatea mai tristă. Nu aș spune neapărat FCSB, pentru că s-a mai întâmplat și la alte echipe. Poate n-au răbdare suficientă patronii, poate, nu știu, aveau alte așteptări, dar e păcat, pentru că știu ce înseamnă să fii fotbalist, știu ce înseamnă să ți se ofere încredere și ce înseamnă să ai o perioadă de acomodare. FCSB. E Steaua, pentru că sunt multe dispute și actualmente la acest subiect. Pentru mine e Steaua din mai multe motive. Am perspectiva, să zic, suporterului. Eu am fost stelist de la 10 ani. În acel moment la Steaua erau câțiva jucători din orașul meu natal, din satul mare, și așa am ajuns să iubesc echipa. Și sigur am perspectiva fotbalistului. Am jucat acolo între 2010 și 2014. Echipa se numea Steaua, aveam în piept emblema Steaua. Nu pot, cum aș putea să recunosc o altă echipă care a apărut în 2016 să spun că aceea este Steaua. Eu așa văd lucrurile. Ce ne lipsește nouă în fotbal și vouă de altfel pentru a ajunge
la un nivel internațional pe care îl aveam odinioară. Țările din vest și, în general, țările mai potente financiar au investit foarte mult în sport, s-au dezvoltat foarte mult, în timp ce noi am stagnat sau poate chiar regresat. Generațiile care vin din urmă, în cine tu vezi un mare potențial, under 21, să spunem, generațiile care vin? Sincer să fiu, în Republica Moldova, nu știu, n-am urmărit foarte mult. În România sunt câțiva tineri care au perspectivă. Acum, dacă tot am jucat la Steaua, o să pomenesc de Steaua. Octavian Popescu e foarte mediatizat și e un fotbalist super, super talentat. Dar știi cum e? Încă, mai ales la vârste, zic, chiar și sub 20 de ani, progresul sau regresul poate să apară foarte rapid. Experiența mea, eu am ajuns la 19 ani în Liga a doua, ceea ce nu era ceva wow. Și la 21 am ajuns la Steaua și, nu știu, în mai jucam în Liga a doua în România și în august jucam cu Liverpool. Adică progresul a fost foarte rapid. E important ca cei tineri să fie consecvenți și să țină de treaba, pentru că nu e așa ușor fotbal. Tu ai fost mediatizat, dar uite, nu te-ai băgat prin scandaluri, nu ai fost fotbalistul care să apară în circumstanțe neplăcute cumva, pentru că anterior colegii tăi apăreau în diferite știri și în diferite... Am considerat mereu că trebuie să ai echilibru în toate. Că n-am fost niciodată omul extremelor. Am mai auzit fel și fel de antrenori așa, spunând că nu, n-ai voie să ieși cu nicio fată până la 18 ani sau nu știu, n-ai voie să ieși la club sau n-ai voie. Cred că un pic de distracție, deci câte un pic din fiecare. Important e să ai echilibru în tot ceea ce faci și să faci totul cu gândul la fotbal, că până la urmă asta e ideea. Fotbaliștii au mai mare priză la femei ca ceilalți. Se câștigă mai bine în sportul numit fotbal și e și mai multă atenție către fotbal și atunci sigur că femeile sunt atrase de băieții sau bărbații care au succes. Deci, oarecum... Iată, între timp a venit și șeful nostru. Salut, șeful! Salut, șeful! Da. Șeful și colegul meu. Da. Despre Chișinău. Deci ai îndrăgit Chișinău și ce-ți place ție aici? În Chișinău am venit prima oară când aveam 14 ani, cu Under 14-le, echipa națională. A fost primul meu meci la echipa națională Chișinău, împotriva Moldovei. A fost un turneu, nu mai mi-aduc aminte exact ce, mai era și o altă echipă națională. Mereu am îndrăgit oamenii. Eu nu consider că sunt într-o altă țară când vin în Republica Moldova. Tu nu prea vorbești despre familie în presă, nu obișnuiești, dar... Ce poți să ne spui? Ce pot să zic? Îmi fac 10 ani, anul ăsta, 10 ani de relație, mai puțin de căsătorie. Avem un copil, uite, în premieră națională și pentru Moldova și pentru România, aștept încă un copil. Wow! Felicitări! Mulțumesc! Vreau să vă spun felicitări! Mulțumesc! Contează pentru un fotbalist să fie constant în viața personală? L-ajută asta în carieră? L-ajută. Acum n-o să spun că... E obligatoriu, pentru că eu am avut o perioadă foarte bună în carieră, în care am fost singur, eram burlac, aveam 23 de ani și jucam în Champions League cu Steaua. E important să ai echilibru în tot ceea ce faci, să nu exagerezi, pentru că am văzut și aici că sunt destule fete frumoase și în România e la fel, adică tentații, mai ales pentru fotbaliști, vor fi tot timpul, da? Revin, e important echilibru. Am înțeles că vrei să faci și televiziune, că îți face cumva televiziunea română din ochi și niște canale de acolo. Îmi place televiziunea, simt că mi se potrivește, îmi oferă foarte multă flexibilitate, pentru că nu sunt zi de zi la un birou sau merg la emisiuni de două ori pe săptămână și până la urmă vorbesc despre fotbal, adică ce poate fi mai frumos. Mă uit la meci și a doua zi vin și vorbesc despre fotbal. E plăcut, mi-e confortabil, mă simt bine, deci îmi place. Bani, la sigur din cariera de fotbalist ai făcut și acum. Cu ce te ocupi? Care este sursa ta de venit? Probabil 90% din tot ce am câștigat ca și fotbalist am investit în imobiliare. În momentul ăsta trăiesc practic din investițiile pe care le-am făcut în Marea Britanie. Am acolo niște proprietăți. Investesc și în România în imobiliare, dar mă refer că construiesc și nu e un venit lunar. Eu recomand pentru orice sportiv, dacă vrea să investească în ceva, imobiliarele sunt cel mai la îndemână. Îți mulțumesc tare mult pentru discuție și îți urez succes. Cu mare drag, mi-a făcut plăcere. Te așteptăm și pentru celelalte licențe să vină. Sigur, în sigur, să le primești. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Sperăm că Florin Gardoș va reuși să primească licența CEUEFA și se va împărți cu micuții cu cât mai multe din experiența sa pe care a acumulat-o atât la Steaua cât și în echipele din Premier League. Cu voi a fost Olivia, data viitoare ne vedem tot aici, la Firul Ierbii.